primară. Vedem acum festivitatea de premiere. Care e în plină desfășurare. Vedem pe Deac. Deac din nou important. Astăzi vine din nou cu pasă de gol. Da, chiar dacă nivelul său, așa per total, mi se pare că a scăzut în acest sezon, dar a rămas decisiv. Da, a avut un assist, bineînțeles, din fază fixă, dar eu cred că a fost important și în unele momente ale jocului, când CFR-ul nu mai avea posesie, a știut să țină de minge, a știut să obțină faulturi, a ajutat mult defensiva, a avut o disponibilitate la efort foarte mare pentru un jucător de vârsta lui. Cred că a fost unul dintre jucătorii importanți ai CFR-ului și în această seară. Și astăzi unul dintre cele mai bune jocuri pentru el. Da. Tocmai pentru ce spui tu. Da, deci și-a fost tot timpul în joc. Sigur că, din punctul meu de vedere, jucătorul numărul 1 a CFR-ului s-a numit Boateng și nu pentru golul marcat, pentru ceea ce a făcut în teren, mai ales în prima repriză. Da? Însă și Dea cred că a avut un rol foarte, foarte important. Boateng, da. Boateng, cam singurul dintre jucătorii veniți în ultima perioadă, în ultimul an la CFR, care chiar s-au impus. S-au impus cu adevărat în echipă. Din momentul în care a devenit titular, nu l-a mai scos nimeni din echipă și în fiecare joc și-a adus contribuția. Da, da, rata e cam mică. Din cât jucătorii a transferat, doar Boateng să reușească. Da, rata e mică. Cred că s-au făcut unele transferuri pe repede înainte, din dorința de a schimba ceva, din frica că vin următoarele din urmă. Și orice jucător, din punctul meu de vedere, are nevoie de o perioadă de adaptare, mai ales la un club care se bate pentru trofee. Ne gândim că au venit jucători de la Botoșan, de la UTA, de la echipe, de la CSE Târgoviște, de Chindia Târgoviște, nu? Care nu s-au bătut, n-au trăit o asemenea presiune, nu e ușor pentru ei. Trebuie să se adapteze la chestia asta. Dan Petrescu n-a avut răbdare, au jucat bine, nu au fost trecuți pe lista neagră, n-a mai jucat. Boateng, în schimb, a confirmat și cred că este un jucător deja foarte important în angrenajul Dan Petrescu și cred că în jurul lui se poate crea o linie de mijloc cu care ei să poată visa în continuare la grupele Champions League. Vorbeam de Deac, crezi că un jucător precum Deac, nu știu, Camora, jucătorii care sunt și mai în vârstă, vor fi încet trecuți pe linie moartă sau se bazează CFR și la anul? La cât este de conservator, dar Petrescu, eu cred că vor rămâne jucători de bază. E corect să fie așa? Adică ei mai pot oferi? Ce au arătat în această seară Deac și Camora, a spune că e corect să fie așa. Care e nivelul și ritmul în cupele europene, a spune că ar trebui să se gândească deja și la variante de rezervă. Deci în campionat mai poți să câștigi un titlu la anul cu echipa asta? Cu dar unii dintre jucătorii ăștia. Uite, de exemplu, mie în acest play-off nu mi s-a părut că a fost la nivelul echipei Omrani. Omrani? Nici astăzi. Nici astăzi. Nu a adus niciun plus. Da. Niciun Omrani plus. A fost prins de 4 sau 5 ori. Omrani care n-a semnat prelungirea contractului. Poate fi și poate fi. Asta o cauză. Poate, corect. Care el încă nu știe dacă va rămâne sau nu. Sunt mai mulți jucători în postura asta la CFR. Mai va urma o curățenie, pentru că sunt foarte mulți jucători care nu prind lotul la CFR. Sau n-au prins lotul în sezonul joacă ăsta. În Liga 3, la echipa da, a doua. Vedem pe unii dintre ei premiați aici, pe unii aproape că nu-i cunoaștem. Da. Da, nu prea i-am văzut la televizor. Nu prea i-am văzut. Și va urma cu siguranță o curățenie la CFR, cred că mai mult decât necesară, pentru că CFR oricum a arătat că gâfâie în finalul campionatului. Corect. Deci are foarte mulți jucători în lot, dar are foarte puțini jucători pe care s-a bazat efectiv. Ceea ce nu este normal, au un fond de salarii imens pentru campionatul românesc și atunci ei trebuie să taie din alte cheltuieli care pot să susțină performanța. Așa că este absolut necesar, din punctul meu de vedere, o remaniere a lotului. De asemenea, spunea și Vasile Miriuță pe teren, este nevoie de 3-4 jucători de mare valoare ca să te bați pentru grupele Champions League. Ca să aduci jucători, aceia au salarii mari. Trebuie să renunți la jucători care au salarii mari. Vedem pe Petrila. Uite cât de iubit este Petrila. I-au scandat numele și chiar s-a auzit bine de tot. Petrila, jucătorul în care își pune speranța conducerea CFR-ului că va fi vândut, că va aduce bani. Da, cred că în acest moment este singurul care poate să aducă o sumă mare.
Sunt mai importantă, da. Dar că eu nu-l pot înțelege în condițiile astea pe Dan Petrescu, deci un jucător care poate fi venit să-l ții pe bancă. Deci, da. Chiar nu-l expune deloc, nu-l pune în vitrină. Și este un jucător care de câte ori a intrat în teren și a adus contribuția la jocul CFR-ului și la, cred că prin asisturile și golurile marcate a adus puncte importante CFR-ului. Da, vedem, sunt ultimii jucători care își primesc medaliile, uite și pe Bălgrădean. Bălgrădean, interesant dacă va rămâne. Și Letița, și se vorbește că CFR a spus Mihai Stoica că l-a luat pe portarul de la voluntari, pe Popa. Popa, un portar de mare perspectivă din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni tineri portari din România în acest moment. Cred că e momentul cel mai important în acest moment, momentul pe care îl așteaptă fanii CFR-ului, decernarea trofeului, nu seamănă puțin că mai sunt jucători care trebuie să primească medalii. Vorbeam noi că sunt mulți jucători la CFR. Da, cred că e cel mai numeros lot din Liga 1. Da. Dar uite cât mai așteaptă acolo ca să să primească acea medalie. Să sperăm că... Stai Fofana! Să sperăm că cei de la federație au adus un număr suficient de medalii. Da, dacă au pentru că lotul lor este foarte numeros, dar aș remarca încă o dată... Aș remarca încă o dată seriozitatea lui Deac. Da, arată cât e de serios și faptul că este atât de serios. Este un familist convins că modul cum se pregătește l-a făcut să reziste la asemenea nivel atâți ani. Da? Șase titluri în Liga 1. Da? Jucătorii ăștia vor intra în istoria fotbalului românesc. Tu să iei 6 titluri în România, da, și... Nu ei... pot să fie foarte mulți. Da. Deja se bază cu Tudorel Stoica, cu oameni care au scris istorie în fotbalul absolut românesc, din punct de vedere al trofeelor obținute, sigur, și nu numai. Dar vedem pe Dan Petrescu flancat de Mădălin Egoiță. Da, face da. un marcaj în Mădălin, imediat auzim. O învățat de la fundașii CFR-ului Mădălin, un marcaj excepțional. Imediat o să auzim, sigur, și ce a vorbit așa pe drumul către medalie. E clar că e o bucurie mare. Crezi că a fost cel mai titlul obținut cel mai greu de CFR? Așa mi s-a părut. Așa. Deși a fost un paradox. La un moment dat se părea că va câștiga la pas. Da. Au avut 14 puncte avans. Corect. După care a apărut o sincopă imensă. S-au precipitat și Dan Petrescu și jucătorii. S-au speriat. Da? Și de aia acum această descătușare, pentru că au avut emoții. Sigur că are farmec să câștigi meciul acasă, dar noi dacă ne gândim din punct de vedere al televiziunilor, marea finală așteptată de toată lumea care se desfășoară pe marele stadion din Buzău nu va mai avea loc. Va fi un meci fără importanță, da. Dar până la urmă cred că așa este mai corect. Deci este mai corect. Așa. CFR 100% o campioană corectă. Corect. A fost mai constantă și încă o dată a mers pe un principiu corect. A dat forță și încrederea antrenorului, specialistului, dar cum ai spus tu, instituția antrenorului avea mult de suferit în România dacă ar fi câștigat FCSB-ul. Mulți conducători l-ar fi copiat pe Gigi Becali și nu cred că era benefic pentru fotbalul românesc. Dan Petrescu, cel mai mare antrenor din România, cred că nu mai există termen de comparație. Indiscutabil. Indiferent ce lot de jucători a avut, azi ne amintim ce lot a avut la Urziceni. A reușit să facă un grup bun și a reușit să obțină rezultate foarte bune. Pregătiți să ridice titlul cei de la CFR. Vedem și pe Camora acolo, 8 campionate pe care le câștigă CFR-ul din 2008 până astăzi. Ăsta este al 8-lea titlu, 5 titluri la rând pe care le ridică deasupra capului capitanul Camora. Dacă jucătoare CFR-ul e greu să reziste. Ăsta e momentul. Momentul sezonului. CFR campioana României. Absolută a României de 5 ani domină radical acest campionat CFR-ul și intră într-o galerie a campioanelor din Europa care nu lasă șanse adversarilor. Sunt câteva în Europa, câțiva pol de putere și iată și CFR în România este un pol de putere. Da, a devenit un pol de putere indiscutabil.
A mutat capitala fotbalului la Cluj. Capitala, da, fotbalului este într-adevăr în Gruia. O capitală care a fost câștigată cu foarte mari investiții. Vorbim de zeci de milioane de euro în ultimii 5 ani. Peste 70 de milioane de euro cheltuiți în această echipă pentru toate aceste trofee. Momentele pe care le-au visat cei de la CFR Cluj după 39 de etape, dacă e să calculăm și ce s-a întâmplat în sezonul regulat și în acest play-off, iată, vin aceste momente la care au visat cei de la CFR și din nou titlul merge în grup.